Mă voi referi la o perioadă din literatura română despre care nu se poate vorbi fără a aduce în discuție puterea politică. Se știe că literatura ar trebui să stea în afara oricărei constrângeri de ordin exterior, ideologic. Literatura trebuie să rămână literatură. Dar, în perioada comunistă, literatura a fost un instrument de cucerire și de păstrare a puterii politice, adică a fost un instrument de propagandă. Regimul comunist era conștient că literatura reprezintă mijlocul cel mai eficient de propagandă, astfel că scriitorii au fost rapid înregimentați pentru a sluji cauzei partidului. În presă, totul era dominat de ziarul Scânteia, organul oficial al partidului. Criticul Eugen Negrici a identificat 4 etape în ceea ce privește literatura din perioada comunistă. Pe baza lor mi-am structurat și eu materialul. Prima etapă, etapa stalinismului integral, 1948-1953. Și pentru că aceste etape au mare legătură cu regimul politic ce se va instaura după 23 august 1944, trebuie să prezint în același timp cum s-a produs instaurarea regimului comunist în România. După al doilea război mondial, comunismul s-a instaurat în întreaga Europa de Est, deci și în spațiul românesc. Instaurarea regimului comunist în România debutează după lovitura de stat de la 23 august 1944, prin staționarea trupelor sovietice pe teritoriul țării. Comunismul s-a impus în România treptat. Primul pas în acest sens a fost făcut în martie 1945, prin numirea primului guvern procomunist impus de sovietici, cu Petru Groza prim-ministru. Următorul pas pentru acapararea de către comuniști a puterii politice a fost falsificarea alegerilor din noiembrie 1946, când comuniștii și aliații lor au schimbat rezultatul alegerilor în favoarea lor, deși PNL și PNC erau adevăratele câștigătoare ale scrutinului. De la falsificarea alegerilor și până la înlăturarea tuturor adversarilor politici, nu a mai fost decât un pas, care s-a finalizat la 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice. Monarhia constituțională a fost abolită, iar România a devenit Republică Populară. Este creat Partidul Muncitoresc Român. Conducătorul Partidului Muncitoresc Român era Gheorghe Gheorghiu Dej, cel care a și condus România în perioada 1948-1965. Dej a fost cel care a instaurat regimul comunist de tip stalinist în România, consolidat prin adoptarea celor două constituții comuniste, prin care Partidul Muncitoresc Român devenea forță conducătoare unică. Astfel, începând cu 1948, se trece la naționalizarea băncilor, fabricilor, impunerea cenzurii, a controlului asupra culturii și asupra bisericii, iar între 1949-1962 are loc colectivizarea în agricultură. Așadar, în 1948 a avut loc naționalizarea, toate fabricile, magazinele, restaurantele, hotelurile au devenit proprietatea statului. Locuințele celor considerați dușmani ai poporului au fost confiscate. În cele mai frumoase imobile s-au mutat liderii comuniști. Religia era interzisă în școli, iar mersul la biserică nu era bine văzut de noi conducători ai țării. Așa cum vedem în Scânteia, unde este anunțată naționalizarea întreprinderilor industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport, titlu: întreprinderile smulse din mâinile lacome ale exploatatorilor devin bun comun al întregului popor. Mai jos avem expunerea de motive făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej. Etapa stalinismului integral este etapa în care apar liste de publicații, cărți și autori pe care noul regim îi interzice. Se ajunge la o listă de peste 9.000 de titluri.
sunt scoase din biblioteci cărți semnate de Vasile Alexandri, Dimitrie Bolintineanu, Ion Brătianu, George Coșbuc, Nichifor Crainic, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Nicolae Iorga, Costache Negruții, Vasile Voiculescu. Tudor Arghezi e scos din viața literară, în special din presă. Citind o mare parte din lista autorilor interziși, stai și te gândești cine mai rămăsese. Cărțile acestea fuseseră interzise pentru că erau considerate putrede, decadente, snoabe, degenerate, iraționale, morbide. Ce a fost pus în loc? O poezie epică, cu eroi mineri, țărani intrați în colectiv care își exprimă recunoștința față de partid, care sunt foarte fericiți la congrese sau întruniri de partid. Dan Deșliu, cel care se pregătea să devină poetul numărul 1 al țării, a scris câteva balade celebre în epocă: Lazar de la Rusca, 1949, Minerii din Maramureș sau Cântec pentru Tovarășul Plan. În imagine, scânteia, numărul din scânteia, în care a apărut Lazar de la Rusca. Voi citi doar câteva versuri, de fapt voi citi finalul. Că doar patria-i norodul care își trudește rodul, nu chiaburii, lighioaie care umblă s-o jupoaie, s-o trădeze și s-o vândă corbilor ce stau la pândă. Crește tare, crește zid, dragostea pentru partid, care îndrumă, care învață, pentru pace, pentru viață, și în sudoarea muncilor, în râsetul pruncilor, în șoapta frunzarelor, în plin și starelor, în clocotul tinereții, în toată lumina vieții, ce din mustul trudei crește, Lazar e, Lazar zâmbește. Gândul lui răsună iarăși, în cuvântul de tovarăș și credința vieții lui e în fapta partidului, în lupta norodului cu răii pământului, și de-or cuteza cândva răii de oriundeva spre popor să întindă flinte, vor pierii să țină minte. Unui alt scriitor al Partidului Comunist, A.E. Baconski, îi aparține poezia Balada despre Barta Iosif și ortacii săi, o poezie care este citată frecvent ca exemplu de poezie realist-socialistă. Și de aici voi citi câteva versuri. Sub pădure, colo într-o odaie, noaptea arde o flacără încet, ca și luna plină care-și taie, liniștită drum, printre brădet. Că-n odaie, acolo departe, gânduri mari în faptul nopții vin și citește Barta dintr-o carte scrisă de tovarășul Stalin. Carte scumpă, tu rodești în mine, multe învăț și multe mai desleg. Lucruri mari tu-mi spui atât de bine că pe toate adânc le înțeleg. Când cu sete se apleacă în carte, fremătând de viață și de dor, ochii mei s-aprind și văd departe și plutesc pe ape în viitor. Cred că observați în ilustrație cum cei trei țin cartea lui Stalin în dreptul inimii. Și intervenția naratorului. Nică, Nică, stihul mi-l desferec, scriu de tine și gândesc de zor, te-au ținut boierii în întuneric, mi te țin dușmani în lanțul lor, oare n-auzi țara cum vuiește? Fabrici cresc, tractoare pe câmpii, oare nu simți lumea în jur cum crește? Și tu în urmă singurel rămâi, nu mai zace neguri la răscruce, nu mai sta robit, acolo jos, că ți-om da noi mâna și t-om duce în suișul nostru luminos. Discursul ideologic este vizibil și în poezia Partidului, de Alexandru Toma, poet cunoscut pentru introducerea realismului socialist și a stalinismului în literatura română. Partidului. Când stabil până în cerne cresc în cale, noi, comuniștii, nu cunoaștem jale, proptim largi umeri, toți rostim partid, cad munți de fier, căi dalbe se deschid, nu-i iarba fiarelor, nici vrăji nu sunt. Partid, tu mânui legi de neînfrânt. Lozinci din Marx și Lenin și Stalin se împlinesc cu forță de destin. Partid, tu pentru noi prin noi învingi, sub orice pas un iad străvechi tu stingi și în orice seceră, orice ciocan, un cuget pui cu avânt de năzdrăvan,
și în orice braț treci vlaga tuturor, din sterpe stângi să smulgă plin izvor, și an cu an izbânzi cât veacul seceri, întrecătorule mai sus de orice întreceri, azi, când ne crești a fi a toți stăpâni, bem crezul tău ca flăcări în plămâni, turnând nădejde, dragoste, mândrie, în munca dezrobită pe vecie. Conducătorule înțelept, condune, noi zi cu zi trăim cât o minune, vijelios noi te urmăm și cu uimire, spre noua și frățească rânduire, dar vai și amar de dușmanul de clasă, pândind să aprindă noua noastră casă, cu el nu-i trai, nici pace, facă loc, partid, înalță-ți paloșul de foc, căci omul nou nu-i dornic doar de spor, i-ai prins aripi și-i sufli vânt de zbor, și-și cere liber largul pământesc, căci aripile-i cresc și cresc și cresc. Înființat în 1921 sub numele de Partidul Comunist din România, numit o vreme și Partidul Muncitoresc Român, redevenind Partidul Comunist Român în 1965. Între 1947 și 1989, Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic oficial care a activat pe scena politică din România. La 5 martie 1953 moare Stalin. Se încheie prima etapă. A doua zi, vineri 6 martie 1953, scânteia titra: Tovarășul Iosif Visarionovici Stalin a încetat din viață. Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Consiliului de Miniștri al URSS și a Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, către toți membrii partidului, către toți oamenii muncii din Uniunea Sovietică. Cea de-a doua etapă, etapa destalinizării formale, 1953-1964. Imediat după moartea lui Stalin, a început procesul de destalinizare a României. Cum? Prin susținerea creării industriei grele, prin eliminarea influenței culturale a URSS-ului, prin stabilirea de relații diplomatice cu statele occidentale, capitaliste, inclusiv cu Statele Unite ale Americii. Și în viața literară se produc anumite schimbări după moartea lui Stalin. Se traduc autori clasici, sunt permise anumite cărți interzise în etapa anterioară, dar interpretarea textelor, analiza semnificațiilor lor, sunt falsificate, reinterpretate din perspectivă marxistă și a ideologiei de clasă. Nu li se mai trasau direcții autorilor, nici nu li se mai impuneau temele. Pe lângă numeroasele scrieri propagandistice, apar Bietul Ioanide, de George Călinescu, Toate pânzele sus, de Radu Tudoran, Moromeții, de Marin Preda, Groapa, de Eugen Barbu, Un om între oameni, de Camil Petrescu. Binele nu durează prea mult, pentru că Revoluția din Ungaria, din 1956, și schimbarea contextului politic duc la renașterea dogmatismului. În plus se fac numeroase arestări, mulți oameni de cultură fiind acuzați de uneltire împotriva ordinii sociale. Continuă să se scrie poezie propagandistică, iar autori precum Eugen Jebeleanu, Radu Boureanu, Mihai Beniuc, Tiberiu Utan erau privilegiații secțiilor de propagandă. În imagine avem o cronică literară pentru poezia lui Eugen Jebeleanu. Citind-o putem vedea că discursul ideologic propagandistic ajunsese peste tot, nici critica literară nu scăpase. Una dintre calomniile mai des reluate de către defăimătorii realismului socialist, acuzația de uniformitate, e anihilată de cea mai fugară trecere în revista poeziei noastre. Poeții ai realismului socialist, ei nu se mărginesc la transcrieri de senzații și afecte, ci reflectează cu posibilitățile oferite de perspectiva revoluționară și își transpun artistic aprecierile asupra vieții cu izbitoare diversitate stilistică. Sau aici, poetul stigmatizează cu vehemență falsele valori ale lumii capitaliste, tot ceea ce tinde să mutileze și să strivească omul. De asemenea, aici, și pe această cale, poeta definește conturul luminos al epocii socialiste, care a redat omului propria lui condiție umană.
Pasiunea pentru realitățile prezentului și ideea de datorie cetățenească sunt noțiuni fundamentale ale unui crez poetic pe care autoarea îl slujește cu ardoarea și gravitatea unui suflet care vibrează adânc la tot ceea ce se petrece în jur, notează Eugen Simion. Sau, aici, înarmându-l cu înțelegerea sensului existenței, partidul înzestrează sufletul uman cu o facultate nouă, aceea a trăirii în viitor, într-un viitor pe care omenirea liberă de exploatare și îl făurește ea însăși, conștient. La 26 aprilie 1964, Scânteia publica declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, adoptată de plenara lărgită a CC al PMR din aprilie 1964. Aceasta a fost prima lovitură dată Moscovei după instalarea comuniștilor la conducerea României. Gheorghe Gheorghiu Dej, supranumit copilul rebel al Europei de Est, punea la cale o strategie care promitea să asigure independența românilor în lagărul socialist. Se încheia a doua etapă, urmează cea de-a treia, etapa relativei liberalizări, 1964-1971. Gheorghe Gheorghiu Dej moare în martie 1965. Observăm aici titlul din scânteia, inima tovarășului Gheorghiu Dej a încetat să bată. Apoi niște reportaje de la mitingul de doliu, deja se insinuează noul conducător, aici avem cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dragi tovarăși, cu inimile profund îndurerate, ne luăm astăzi ultimul rămas bun de la scumpul nostru tovarăș de luptă și de muncă, Gheorghe Gheorghiu Dej, fiu credincios al clasei muncitoare, al poporului român, conducător iubit al partidului și statului nostru. Ce mai descoperim în scânteia celor zile? Mesajul de adio al lui Tudor Arghezi, cel care, după ce fusese interzis, ușor-ușor fusese reabilitat începând cu anii 50. Adio! Condeiule al meu de mângâieri, de consolări și reverie, fă-te om, fă-te țară, fă-te popor, pune-ți sarică de spini și plângi la porțile lumii, cel mai teafăr dintre noi a trecut pe ele, în nu știi unde, haosul începe, cu o poartă mută, cu lacăte grele. Gheorghiu Dej, căruia îi scriam din când în când, numindu-l iubite tovarășe Dej, a pierit dintre noi, cu tinerețea, cu puterile și voiniciile lui, adică pe totdeauna, mă înțelegi, condeiule al meu, fratele meu, părintele meu, nu m-aș fi gândit odată cu capul că tu ai să-i bâlbâi la căpătâi un necrolog. Un asemenea gând m-ar fi ofensat? Tăvăliți ca pentru o expiere în cenușe, că nu am isputit să-l scăpăm pe acest biruitor al tuturor vrăjmășiilor, din lăuntru și din afară, aclamat de toate amintirile marelui panteon al trecuturilor omenești. Stau și plâng, condeiule al meu, pe un mormânt revoltat, că ziua s-a stins și că pământul care a primit în el unul după altul pe domnitorii noștri, a cutezat să primească și țărâna scumpului general al neamului românesc, scufundat în cea mai cumplită jale. N-aș cuteza să-mi închipui ce are să fie timpul care începe cu ziua de azi, acoperită cu zăbranicul negru pe care îl ducem toți românii, fiecare, ținut de margini și pe dedesubtul căruia trecem cu toții lăcrămând. Dar țara noastră norocoasă și în ceasurile ei de dezastru, purtată în apogeul ei, va fi dusă înainte de frații, tovarășii și ucenicii noului descălecător al țării, pierit până la culmi. Nu sunt în stare să cred că Gheorghe Gheorghiu Dej s-a isprăvit. Lui Gheorghe Gheorghiu Dej îi ia locul Nicolae Ceaușescu. 22 martie 1965 este ziua în care Nicolae Ceaușescu, la 47 de ani, a preluat puterea în România. Vedem aici în scânteia de-a doua zi, de marți 23 martie 1965, comunicatul care anunță că, în ziua de 22 martie 1965, a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român,
La propunerea biroului politic, plenara a ales în unanimitate în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aici avem câteva din nenumăratele telegrame de felicitare publicate în paginile ziarului Scânteia. În prima etapă a guvernării sale, România a cunoscut o perioadă de liberalizare. Nivelul de trai al populației a crescut semnificativ. De asemenea, magazinele alimentare erau bine aprovizionate, oamenii erau bine îmbrăcați, totuși tinerii băieții nu aveau voie să poarte plete, ca și cum acestea erau un pericol pentru regim. Milițienii, polițiștii de atunci, aveau obiceiul să îi tundă pe cei prinși pe stradă. Este începutul epocii conducătorului iubit. Apar cenacluri literare, poezia care se publică este o poezie de calitate, cenzura slăbește, literatura se desprinde cu adevărat de realismul socialist. Se afirmă o nouă generație literară, generația 60, care reia modernismul interbelic. De aceea a fost numită generația neomodernistă. În poezie, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Marin Sorescu și alții. Și totuși, ce se întâmplă? Cum se ajunge la perioada neagră a comunismului, așa cum și-l amintesc cei care au trăit în acele vremuri? Cum se ajunge la etapa a patra, etapa naționalismului comunist, 1971-1989? În 1971, Ceaușescu face o vizită în China și în Coreea de Nord. Este impresionat de spectacolele grandioase de pe stadioane, organizate pentru a-i omagia, pentru a-i preamări pe conducătorii țării și pe ei ca oaspeți de seamă. Revenind în țară, propune ca literatura, arta, știința să fie atent supravegheate de partid pentru a se evita propagarea acelor idei care ar dăuna idealului comunist. Presa, televiziunea, nu doar că sunt aspru cenzurate, dar devin instrumente prin care celor doi iubiți conducători li se dedică ode. La 28 martie 1974, Marea Adunare Națională a instituit funcția de președinte al Republicii Socialiste România, iar Nicolae Ceaușescu a fost ales în unanimitate, devenind astfel primul președinte al României. Așa cum suntem anunțați aici, plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul a susținut cu căldură propunerea Comitetului Central al PCR privind alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. Cu statornică dragoste, l-am ales. Cu adâncă statornică dragoste vom merge spre viitor, cu Nicolae Ceaușescu în frunte, cum apele curg mereu prin aceeași matcă, cum păsările coboară după fiecare zbor în același cuib, cum sângele își reaprinde flacăra vie în aceeași inimă. Victor Rusu. Omagiu. Trăiesc și muncesc cu fruntea senină și nu e puțin lucru să pot spune cu mâna pe inimă aceste cuvinte. Visez și mă dăruiesc fără teama de a mă irosi în gratuite speranțe. De la o vârstă la alta, viața îmi confirmă idealurile înălțate pe piscurile prezente ale patriei socialiste. Îmi e deschisă calea spre orice bătălie pe care o pot câștiga și cred în ea cu putere. Iată de ce mi se pare firesc să-mi exprim toată dragostea pentru Partidul Comunist Român și pentru conducătorul său neprețuit, Nicolae Ceaușescu. Semnează Toma Grigorie. După 1974 are loc înrăutățirea situației economice și sociale, dar propaganda merge mai departe. Versurile sunt la fel de înflăcărate. Noi îl iubim că are în inimă nesațul de a munci, ca țării să-i fie traiul bun. Toți voievozii noștri îi țin puternic brațul și toți străbunii șoapte de înțelepciune îi spun. E om, ca fiecare, e om, e om, e omul, nu-i supraom, nu-i zeul or bronz de cabinet. Știe mirosul brazdei, știe cum crește pomul, gândește viu și iute și hotărăște drept.
nu i-a scăpat problemă a oamenilor țării și el cu îndrăzneală a spus ce a fost și rău, el ne învață lupta împotriva nepăsării și nu e spirit critic mai critic ca al său. Această etapă se caracterizează prin faptul că cenzura intervine tot mai mult în viața literară, iar libertatea de exprimare lipsește cu desăvârșire. Legea presei din Republica Socialistă România, apărută în Scânteia de sâmbătă 30 martie 1974, definește explicit mass media ca instrument de propagandă. Să vedem două paragrafe din primul capitol. Presa are menirea să militeze permanent pentru traducerea în viață a politicii Partidului Comunist Român, a înaltelor principii ale eticii și echității socialiste, să promoveze neabătut progresul, ideile înaintate în toate domeniile vieții și activității sociale. Tribuna opiniei publice, presa exprimă concepția clasei muncitoare, clasă conducătoare a societății românești, năzuințele întregului popor, difuzează în masă ideile și inițiativele valoroase, contribuie prin întreaga sa activitate la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Iar presa contribuie la făurirea unei societăți multilateral dezvoltate, preamărindu-și conducătorii. Acestea sunt reviste literare: Luceafărul, România Literară, Flacăra. Trăiască în sănătate cârmaciul țării noastre. Cred că acesta e titlul. Este în același timp o urare. Celui drept, viteaz și bun, ce la țară ține, azi la ziua dumnealui, la mulți ani și bine. Celui care pentru om face tot ce face, în contrastul planetar, la mulți ani și pace. Celui simțitor la tot și pe care îl doare, tot ce-i om și omenesc, la mulți ani și soare. Celui ce iubește mult mintea îndrăzneață, pentru un și mai viu curaj, la mulți ani și viață. Celui care e garant pentru libertate, întru sfântul drept la ea, la mulți ani și toate. Țării căreia adânc înțelese plânsul, pentru un viitor mai bun, la mulți ani cu dânsul. Celui ce-i va înflori țării primăvara, la mulți ani cu toți cei dragi, la mulți ani cu țara. Și aici tot o poezie de la mulți ani. O elevă, Adriana Lerian, în Flacăra, publică poezia din imagine, la mulți ani. În imagine, Scânteia de luni, 25 ianuarie 1988, cu o zi înainte de ziua de naștere a marelui erou al României, căruia îi se aduce un înflăcărat omagiu. Nesemnată, nume drag, simbol măreț. România are în frunte înțelept conducător, om de aleasă omenie, cum o știm de la străbuni. Gândul lui e gândul țării spre eroic viitor și la îndemnul lui se înalță ale muncii noi cununi. România are în frunte un erou între eroi, ce și-a făurit prin vreme un destin vizionar. Comunist călit în lupte, purtând limpede spre noi, timpul suveranității scris în plaiul legendar. Venerat erou al păcii și al patriei erou, veșnic într-un gând cu țara și cu visul de împlinire, mă opresc, gata. E o poezie nesemnată că e tare slabă. Literatura română se izolează de marea literatură universală. Cultul personalității cuplului prezidențial devine tot mai intens. Poezia patriotică era prezentă peste tot, dar mai ales la cenaclul Flacăra și la festivalul Cântarea României. Se scriau poezii, povestiri, cântece și balade și s-au pictat tablouri impresionante care au alimentat cultul personalității dictatorului. Conținuturile acestor lucrări îl arătau pe Ceaușescu ca fiind fiul cel mai iubit al poporului, ca fiind un erou al țării. Chiar și poeții de altă naționalitate erau dornici să închine versuri. Eu știu un om. Eu știu un om. O țară întreagă îl știe, trec ani, el tot tânăr a rămas, căci faptele-i sunt de omenie, iar verbul lui dreptății îi dă glas. Eu știu un om, el fruntea niciodată nu și-a înclinat-o înfruntând urgii, ca să ne fie bolta mai curată și viața pe mai drepte temelii,
Eu știu un om, el duce în mâini ștafeta acestui timp spre timpii care vin, când pacea luminându-ne planeta, ca soarele ne va încălzi de plin. Eu știu un om, e al vrerilor supreme și un brav popor în jur îi face zid spre gloria slăvitei noastre steme și slava gloriosului partid. Nenumărate poezii erau închinate și Elenei Ceaușescu, cea care era numită savant de renume mondial. Încă o poezie dedicată academicianului dr. Inginer Elena Ceaușescu. Este numită în această poezie Floare de lumină, Chip iubit, Fica țării, Exemplu viu, Mamă cu iubire, Floare de lumină, iar Ceaușescu este al țării fiu, lângă care ea stă. În această poezie, gândirea ei este lumină dulce, ea stă alături de eroul mai mare între eroi, este nădejdea tuturor, viitorul nostru depinde de ea. În această imagine observăm opera grandioasă a Elenei Ceaușescu, o operă științifică de înalt prestigiu internațional. Să-i citim totuși ei o poezie. La aniversare. Încerc să te cânt pe nemuritoarele strune, dar frunzele codrilor mei mă întrec, ca unda străbate numele tău peste lume și în lumina izbânzilor tale și eu mă aplec. Fica țării, luminată de înaltul tău crez, mama a țării, savant luminat de renume, la mulți ani, prin versul meu îți urez, bunăstare în țară și pace în lume. Până prin 1982, nivelul de trai era suportabil, dar Ceaușescu decide să șteargă datoria externă a României, făcută după ce acesta împrumutase miliarde de dolari pentru programul de industrializare masivă, astfel că sunt introduse niște măsuri de austeritate care devin insuportabile. Totul mergea la export. În țară nu se mai găsea nimic. Știind că nu aveau cum să scape nepedepsiți, chiar dacă reușeau să păcălească cenzura, de regulă autorii înșiși erau cei care stăteau departe de acele teme sau idei despre care știau sigur că vor supăra regimul, fenomen numit autocenzură. Dar nu toți se conformau directivelor de partid și de stat. Însă pentru a trece mai departe să fac o paranteză. În 1966, la 1 octombrie, Ceaușescu dă celebrul decret 770, prin care întreruperea de sarcină devenea ilegală. În perioada comunistă nu exista un plan doar în industrie sau în agricultură, ci și în familie. Planul era de 4 copii, crescut în scurt timp la 5. Abia după acest număr, o femeie avea voie să facă avort. Astfel că atunci când apare în 1985 în revista Amfiteatru poezia Anei Blandiana, Cruciada copiilor, împreună cu alte poezii considerate subversive, la fel de curajoase, s-a lăsat cu penalizări. Redactorul șef a fost mutat la o altă redacție, iar autoarea a pierdut dreptul de a mai publica. Cruciada copiilor, de Ana Blandiana. Un întreg popor, nenăscut încă, dar condamnat la naștere, fetus lângă fetus. Un întreg popor care n-aude, nu vede, nu înțelege, dar înaintează, prin trupurile zvârcolite de femei, prin sânge de mame, neîntrebate. În martie 1982 apăruseră în revista Tribuna 8 poeme semnate de Ileana Mălăncioiu. Două dintre ele duc la retragerea de pe piață a revistei. Șeful secției poezie este schimbat din funcție, iar autoarea intră în atenția securității. Să vedem una dintre poezii. Îngropați în picioare. Îngropați în picioare, ca să ocupăm cât mai puțin loc. Și el în fața noastră, îngropat ca și noi, neștiind că mâna cu care ne amenință e putredă până la os. Și măcar de-ar fi osul domnesc, dar rămâne sigur și după aceea pe locul pe care l-am așezat la vremea cumplitei restriști. Dar cine știe dacă mai târziu nu va trece peste el ca peste nimic tot acest șir nesfârșit de oameni îngropați în picioare, ca să ocupe cât mai puțin loc.
Celebră este și situația apariției acrostihului din Scânteia, în 25 ianuarie 1988. Ceaușescu o laie, aparent dintr-o eroare, ceea ce nu prea crede nimeni. Semnată de un oarecare Gheorghe Crețu de la Institutul de Geologie și Geofizică București. La fel de cunoscut este și interviul lui Mircea Dinescu de la începutul anului 1989, dat ziarului francez Libération, unde a atacat în mod explicit regimul lui Ceaușescu. Probabil nu puteți înțelege astăzi de cât curaj era nevoie pentru așa ceva în vremurile acelea. După apariția interviului, poetul a fost arestat la domiciliu și interzis în presa românească. În 22 decembrie 1989 a fost prima figură care a apărut la TVR după fuga lui Nicolae Ceaușescu, el fiind cel care a rostit celebra propoziție „Am învins”. Cam atât despre acest subiect. La revedere!